știu câți dintre voi vă aduceți aminte de acele desene animate produse de Walt Disney. Este vorba despre Regele Leu, în care apăreau niște personaje foarte interesante. De ce încep cu exemplul acesta? Pentru că mi se pare cât se poate de plastic ca o comparație pentru vremurile pe care le trăim noi și cu ceea ce am citit în Sfânta Scriptură legat de vremea lui Ilie. În acest film animat, regele leu, pe nume Mufasa, domnea și era un rege înțelept, toată jungla și toată savana era prosper, aveau de mâncare, totul era într-un echilibru, până într-un moment în care fratele său Scar a avut o ocazie în care să-l saboteze și l-a aruncat într-o prăpastie. Din momentul acela, el a preluat conducerea și totul în jur a început să se dezechilibreze și pentru a-și întări domnia lui tiranică a folosit hienele ca să impună autoritatea lui și stilul lui dictatorial. Bineînțeles că după mai mult timp l-a alungat și pe fiul acestuia, pe Simba, cât mai departe ca să fie sigur că nu-i amenință nimeni poziția lui ierarhică în junglă. Dar după o vreme, spune povestea și acest film animat că s-a întors Simba și a preluat din nou conducerea și a restabilit ordinea care era înainte, iar animalele s-au putut bucura de prosperitate, de hrană, de apă și de tot ceea ce aveau nevoie. În Sfânta Scriptură, întâlnim o întâmplare care arată la fel. Israel s-a bucurat de multă prosperitate în vremea în care a ascultat de Dumnezeu. Și în acele domnii ale regilor care au stat aproape de Dumnezeu, binecuvântarea a fost asupra lor. Dar în momentele în care n-au ascultat de Dumnezeu, blestemul a venit asupra lor și a fost nevoie de acei oameni ai adevărului, de profeți care să vină și să restabilească ordinea, să readucă prosperitatea și bunăstarea rândul poporului prin ascultare de legea lui Dumnezeu. Unul dintre acești profeți a fost Ilie. Numele său provine din două cuvinte ebraice. Eli și Yahu care se traduc prin expresia Iahve este Dumnezeul meu. Vă dați seama că numele său reprezintă în rezumat esența mesajului său și a misiunii sale. Ilie a fost unul dintre cei mai mari reformatori spirituali ai tuturor timpurilor. El provenea din cetatea Tijbe din Galad, care se afla la est de râul Iordan. Arătarea unui proroc în Israel era întotdeauna dovada decăderii poporului. Dumnezeu a chemat la început pe capii de familie să fie împărați, preoți și profeți. Aveau această triplă funcție, ba chiar quadruplă, dacă este vorba și de funcția de judecător. Cu timpul, oamenii au început să audă din ce în ce mai greu acest glas al lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a chemat pe leviți ca să ia funcția aceasta de portvocea lui Dumnezeu pentru popor. Dar Până la urmă și leviții au început să surzească și să nu mai audă glasul lui Dumnezeu, să nu transmită mesajul lui Dumnezeu așa cum trebuie și în acele cazuri Dumnezeu chema profeții. A chemat profeții ca să transmită un mesaj direct, clar, concis, pentru ca oamenii să se întoarcă din nou la ascultare de Dumnezeu. Câtă vreme orânduielile și poruncile erau păstrate și legea era păzită, nu era nevoie de o altă lucrare și nu se auzea glasul vreunui profet. Când începea decăderea, când poruncile și orânduielile Domnului nu mai erau trăite, era nevoie să se audă cuvântul lui Dumnezeu și să se manifeste puterea Duhului Sfânt prin profeți. Domnia lui Ahab, fiul lui Omri, cuprinde un timp întunecat și trist în istoria poporului Israel. Nedreptatea în timpul domniei lui a ajuns la culme, păcatele lui Eroboam păreau puțin lucru față de mulțimea nelegirilor lui Ahab. Și dacă o să citiți Sfânta Scriptură, o să vedeți că Ieroboam a fost destul de neascultător de Dumnezeu, însă Ahab a fost cel mai neascultător față de poruncile lui Dumnezeu și față de orânduirile lui. A umplut cupa nelegiuirii, a umplut cupa răbdării lui Dumnezeu și Dumnezeu a trebuit să intervină. Împărăteasa nelegiuită Izabela, fica regiului păgân al Sidonului, pusese aleasă de Ahab ca să-i fie tovarășă de viață. O alegere cât se poate de proastă, cât se poate de nepotrivită, pentru că era o fire dominatoare, era extrem de neleguită și de idolatră și avea o influență malefică asupra lui Ahab. Ea a adus asuprirea asupra lui Israel și a răsturnat vechea lui închinare. Scriptura rezumă totul în cuvintele legate de domnia lui Ahab, Că Ahab a făcut mai mult rău decât toți împărații lui Israel care au fost înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Și gândul acesta, rezumatul acesta îl puteți găsi în Cartea Împăraților, la capitolul 16, cu versetul 33. Iată cine era Ahab. Iată cine ședea pe tronul lui Israel atunci când Ilie Tijbitul și-a început lucrarea de profet. În timpul domniei lui Ahab, domnea o tristețe adâncă peste toți. Lumina adevărului se stinsese, toate glasurile care mărturiseau pe Domnul Dumnezeu amuțiseră. Moartea și amenințarea ei erau pretutindeni, părea că diavolul pune stăpânire peste tot. Dar Dumnezeu în îndurarea sa față de poporul său apăsat și rătăcit, a ridicat un martor puternic în persoana prorocului Ilie. În astfel de împrejurări era nevoie de un martor adevărat care să producă o mare trezire spirituală. Un om curajos, un om care să aibă acea responsabilitate, să-și asume responsabilitatea de a spune adevărul așa cum este, necosmetizat, nepolișat, necorect politic, pentru ca oamenii să se trezească din acea orbire spirituală. Venise vremea să se arate un om care să lucreze cu puterea lui Dumnezeu împotriva puterii răului. Atunci când citim despre Ilie în cartea lui Dumnezeu, el apare deodată în narațiunea biblică a cărții întâi împărați și Parcă intră direct, ca o teleportare, parcă ar fi fost teleportat în camera tronului lui Ahab, îi rostește un mesaj cât se poate de direct, de scurt și de concis, și apoi dispare. În 1 Împărați, capitolul 17, ce spune că. Ilie tișbitul unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rău, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie să plece de acolo și să se ascundă lângă pârâul cherit. Să știți că rostirea adevărului, te separă de ceilalți și de cele mai multe ori rămâi singur. De ce? Pentru că adevărul supără. Adevărul deranjează. Adevărul este cel care îi face pe oameni să se simtă inconfortabil cu eul lor vanitos și cu partea coruptă a sufletului lor. Mi-aduc aminte când eram un conservator că a fost o audiție la clasa de canto și la una dintre aceste audiții A venit și directorul operei de la Viena Domnul Hollander Și a ascultat pe cei care cântau La un moment dat a venit un, un bas Care cânta foarte, foarte jos Dar care avea un stil de a cânta Mai mult urlat decât cântat Și în momentele în care el cânta Era ca un fel de recitare rectotono cu mici variații de tremolo, dar practic nu se mai înțelegea melodia din ceea ce cânta el. Și după ce s-a terminat audiția, le-a spus la fiecare câte ceva și la un moment dat i-a spus și acelui bas tinere: "Dacă o să continui să urli în halul acesta, o să-ți pierzi în câțiva ani vocea. Dar, mă rog, mulți au făcut carieră și din urlat. Vă dați seama că lucrul ăsta a supărat cum să-i spui adevărul omului în față. Dar ăsta era adevărul. Și, indiferent cum-l-ai spune, el doare. Și omul ori se schimbă, ori începe să devină refractar și să te urască de moarte. Așa s-a întâmplat și cu Ilia. A venit, i-a spus lui Ahab mesajul din partea lui Dumnezeu. Trei ani și jumătate nu o să plouă după cuvântul meu și a plecat. Și bineînțeles că Ahab... Nu s-a gândit în momentele acelea să spună, a, vai de mine, cât de mult am greșit înaintea lui Dumnezeu, ce rău îmi pare, dar într-adevăr să știi că Ilie a avut dreptate, că avem o problemă, că trebuie să o rezolvăm. Da, de unde? A răbdat cât a răbdat până când seceta a devenit din ce în ce mai cruntă și după aceea, știți ce a făcut? A început să-l caute pe Ilie și să uh, îl omoare problema nu era la el, așa considera el, ci era la Ilie. Când Ilie urma să dispară de pe fața pământului, toate lucrurile se vor rezolva. Câtă vreme Ilie trăia, omul adevărului, singurul care a avut curajul să-i spună adevărul din partea lui Dumnezeu direct în față, era o mare problemă. Și trebuia să scape de Ilie pentru ca să se simtă el din nou confortabil cu conștiința lui coruptă. În momentul în care Ilie a rostit acest adevăr, a trebuit să fugă de Ahab și de Isabela, a trebuit să se ascundă pentru ca să își scape viața. Știți ce este impresionant în această povestire biblică? Faptul că oamenii adevărului, omul adevărului, profetul lui Dumnezeu, a trebuit să fugă, să scape viața, în timp ce majoritatea mincinoșilor și a martorilor muți au rămas în liniște și în siguranță. Și asta s-a întâmplat cu Ilie după ce a rostit mesajul din partea lui Dumnezeu, cuvântul Domnului a vorbit cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă părul cherit care este în fața Iordanului. Vei bea apă din părâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului și s-a dus și s-a așezat lângă părul cherit care este în fața Iordanului. Știți ce? În momentul în care ai curajul să spui adevărul, în momentul în care ai curajul să mergi pe o logică simplă a lucrurilor și să vezi ce este adevărat și ce nu este adevărat și să spui lucrul acesta, vei începe să ai mulți dușmani. Dacă vrei să spui adevărul, trebuie să fii pregătit să trăiești ca Ilie. Cu trai simplu, la un moment dat vei fi atât de urât încât oamenii vor dori chiar să te omoare. Sau cel puțin să te dea la o parte atât de tare încât să nu mai fii vizibil și să nu mai fii în auzul majorității. Pentru că deranjezi. Ori te pun în sfera ridicolului, ori te dau la o parte de tot. Ca să nu mai ai curajul să spui adevărul nimănui. Și asta s-a întâmplat cu Ilie. Ilie, tu cam deranjezi. Uh, e cam. Uh zgârietor pe urechi mesajul tău. E cam lipsit de politețe și cam incorrect politic. Ilie, tu trebuie să dispari. Și asta i-a spus și Dumnezeu, fii atent că viața ta este în pericol. Și în momentul acela Ilie a fugit, a fugit să scape viața. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus să scape viața și corbii i-au dat să mănânce, iar în fiecare dimineață și în fiecare seară meniul era același, pâine și carne, pâine și carne, de unde poate că de chiar de pe masa lui Ahab. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Cu alte cuvinte, dacă vrei cu adevărat să păzești adevărul, dacă vrei cu adevărat să ții la un mesaj adevărat și să-ți păstrezi direcția Va veni momentul în care vei depinde strict de Dumnezeu și de ajutorul său, și poate că Dumnezeu nu va mai folosi oameni pentru că au ajuns atât de neîncredere, atât de corupți, încât orice om ar fi putut fi un pericol. Și în cazul acesta, Dumnezeu s-a folosit de necuvântătoare pentru că ele ascultă mai mult de glasul său. Pentru că ele îndeplinesc misiunea fără să comenteze, așa cum fac oamenii, și fără să fie corupte de bani, de mită, de alte uh, funcții și uh, onoruri pe care oamenii le ar putea aduce. Așa că Dumnezeu a ales să folosească în acele ocazii corbii. Dar la un moment dat s-a terminat și cu uh, faza aceasta idilică, cu etapa aceasta frumoasă din, din uh, perioada lui Ilie, din viața lui Ilie, când toate lucrurile mergeau relativ confortabil, dimineața mic dejun, seara uh, cină, e ok, același meniu, dar totuși vine, vine, vine uh, home delivery în zona aceea montană uh, făcut de corbi, ceea ce... Mă indignează cel mai mult în această istorisire cu Ilie și în această istorie adevărată este faptul că au lipsit martorii adevărului și în lipsa martorilor adevărului s-a instaurat domnia terorii. Bine, martorii erau că după ce Ilie a venit și a stat pe Carmel în fața lui Ahab și a prorocilor lui Bal și a Startei, în momentul acela când a fugit de mânia Izabelei, Dumnezeu l-a încurajat și a spus Ilie să nu crezi că e singur, mai am vreo șapte mii, dar întrebarea mea este unde au fost cei șapte mii în acei trei ani și jumătate, ce au făcut dintre ei, vreo sută de profeți spune Obadia că au fost hrăniți de el în două peșteri, dar și ei au stat acolo. Unde erau cei șapte mii de oameni care nu și-au plecat genunchiul? Bun, nu și-au plecat genunchiul, dar ce au făcut? De ce n-au zis nimic? Vă aduceți aminte de gravurile lui Francisco Goia, una dintre ele este intitulată Somnul rațiunii naște monștri. Dar spune eu că și muțenia naște monștri. Pentru că oamenii de bine tac, oamenii nelegiuiți. Își fac de cap. Vremurile pe care le trăim, dragii mei, sunt foarte periculoase. Și unei vețării, imediat să mă contraziceți, a, ah, nu, din punct de vedere economic e ok, încă e ok, câtă vreme burta este plină și putem să ne facem plinul de la supermarketuri, din punctul ăsta de vedere este ok. Însă, din punct de vedere al ideologiei, al teologiei, al uh, politicii, a libertăților. Șurubul se strânge din ce în ce mai tare și o să observați că oamenii de la forurile cele mai înalte vor vrea să ne transforme în niște executanți care n-au opinie, care nu comentează, care nu spun nimic și am tot auzit în perioadele acestea, domnule, dacă nu ești specialist, stai un pic, stai un pic. În momentul în care îți alegi mecanicul, trebuie să fii specialist mecanic să-ți alegi mecanicul. În momentul în care îți alegi magazinul de unde să cumperi pâinea, trebuie să fii master chef brutar ca să îți alegi pâinea. În momentul în care îți alegi anumite produse, trebuie să fii specialist în acel domeniu ca să te duci să cumpere acele produse. Păi, dragii mei, în toate domeniile există specialiști. Și de multe ori, părerile lor sunt contradictorii pe Aici stă frumusețea științei În dezbatere, în contradicție Pentru ca să se ajungă la sinteze La lucrurile cele mai bune, la progres În momentul în care doar unii oameni de știință Sau unii specialiști au dreptate Și ceilalți nu mai au dreptate Și dacă îi alegi pe ceilalți din partea cealaltă pe dar ce e specialist? Stai un pic, este o chestie de logică Este o chestie de logică Unul cu unul fac doi Dacă nu știu că unul cu unul fac doi îmi aleg specialistul care să mă învețe lucrul acesta, dar până la urmă trebuie să alegi, că nu poți să fii specialist în toate domeniile. Dar oamenii ăștia zic, dacă nu ești specialist trebuie să taci din gură, să nu spui absolut nimic, să nu spui părerea, să taci din gură, să-ți vezi de treaba ta. Și în felul ăsta ajungem să creăm o societate cu minte, care tace din gură, care nu mai spune nimic indiferent cât de rău se duc lucrurile în jos, n-ai voie să spui că nu merge economia bine pentru că nu e specialist în economie. N-ai voie să spui că uh, ești din ce în ce mai strâns în privința drepturilor și libertăților, dar ce ești avocat, e specialist în drept constituțional. N-ai voie să-ți exprimi uh, dorința de a avea anumite drepturi cu privire la viața privată, cu privire la libertăți, pentru că nu ești specialist în domeniile respective. Dacă nu ești teolog cu 10 doctorate, cum să spui tu părerea în ceea ce privește Scriptura? Observați panta abruptă pe care mergem? Și nu vreau să mă înțelegeți greșit, că am ceva împotriva științei, că am ceva împotriva oamenilor cu multă școală. Absolut deloc. Am stat și eu vreo 9 ani, doar în facultăți. Și, și am, am știut și știu cu ce se mănâncă școala. Am dat zeci de examene. Și știu ce înseamnă să tremure cămașa pe tine atunci când dai un examen, când dai un concert, când ai o audiție, când ești în fața publicului. Știu lucrurile astea. Nu vreau să vorbesc de, de, de pe poziția acelor care spun că școala nu este importantă, o dăm la gunoi și că știința nu are valoare. Nu. Însă s-a ajuns atât de departe, încât dacă vezi un lucru că nu merge bine, trebuie să-ți taci, să-ți vezi de treabă, pentru că nu e specialist. Aș vrea să vă spun că specialiștii aduc mult necaz, multă nenorocire în lumea aceasta. Specialiștii falimentează statele, specialiștii ruinează economii, specialiștii devin asasin economici, specialiștii ruinează teologia, specialiștii sunt cei care ne depărtează de Dumnezeu, specialiștii sunt cei care ne bagă în minte tot felul de ideologii despre familie, despre societate, despre valori, despre toate lucrurile vieții. Specialiștii ne spun ce e bine și ce este rău. Până la urmă, cred, dragii mei, că știința este dată de Dumnezeu. Însă, dacă ea este politizată, atunci lucrurile nu mai sunt așa cum trebuie. În momentul în care specialiștii în închinare au deraiat de la cursul normal al lucrurilor și au pierdut noțiunea de adevăr, de integritate, de închinare adevărată, Dumnezeu l-a chemat pe Ilie să facă ordine. I-a chemat pe ceilalți profeți ca să aducă poporul înapoi la închinare adevărată. Și culmea că majoritatea dintre ei nu aveau foarte multă școală, nu aveau foarte multe doctorate, erau oameni simpli, de ce? Pentru că, în anumite momente, când oamenii sunt atât de forțați de împrejurări și de pârghile acestea manipulative, să nu mai spună adevărul, Dumnezeu folosește oameni simpli care nu mai au nimic de pierdut și să vină să spună adevărul. Mi-aduc aminte de povestirea aceea cu moșii în roată. Știți, o știți și dumneavoastră, în momentul în care. Boiero a început să le explice țăranilor ăia, proști, că unirea este benefică pentru ei, așa cum ni se dau tot felul de slogane și de ideologii comunitariste astăzi. E în folosul tuturor să fim uniți, să punem umăr la umăr ca să facem o țară care să fie prosperă și în care să fiți fericiți și voi să fiți împliniți. Și ca să-i explice țăranului el, fără minte, moșii în roată, boierul a zis: Ia uite, du-te, moșioane, și ridică bolovanul acela. Și moșii în roată s-a dus, nu pot. Ia mai veniți încă doi, 3 sărani și ridicați bolovanul acela. Și l-au ridicat. Și au zis: Uite, vezi, unirea. Și la, la scurt timp, moșii în roată zice: Dar stai un pic că tot nu pricep, boierule. Cum e cu unirea asta? Păi mă, dar greu de cap mai poți să fii. Vezi dacă n-ai școală și n-ai doctorate. Nu, dar avea minte. Și a zis, uite, știi ce nu pricep? Ce avantaj o să avem noi cu unirea că tot noi am ridicat bolovanul ăsta? Și așa se întâmplă și astăzi, dragii mei. Se flutură multe, multe idei, multe lucruri care par spre binele comun. Dacă o să facem asta, o să ne fie bine la toți. Ai ureli. Ai ureli și minciuni o să le fie bine doar unora, iar ceilalți vor duce greul. Da, asta este adevărul. Știu că supără, știu că deranjează. Știți când o să ne mai spună adevărul? Atunci când o să fie campania electorală, o să vină și să ne mai spună tot felul de lucruri adevărate despre ceilalți. la alți au făcut așa, ei au făcut așa și vin și ceilalți și ne mai spun. După aia, iarăși se așterne domnia Indiferenței și a politicilor care merg într-o direcție sau alta spre interesul unora sau altora. Așa s-a întâmplat și în vremea lui Ilie. Multă politică, multă fanfaronadă, multă apostazie, multă idolatrie, multă minciună, până când Dumnezeu a zis: gata, trebuie să vă dau un duș rece. Trei ani de zile. Să suportați foamea, să suportați sărăcia, să vină peste voi seceta, să vedeți ce înseamnă lipsa binecuvântării mele. Și într-adevăr, așa s-a întâmplat. Acolo unde Dumnezeu nu e, nimic nu mai e. Apare idolatria, apare imoralitatea, apare seceta, apare foametea, apare sărăcia. Criza în care suntem noi acum, dragii mei, nu este una economică. Nu este legată de pandemie, nu este legată de război, nu este legată de energie, nu, 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 nu. Criza în care suntem noi este una morală, etică. Criza în care ne aflăm este produsă de oamenii fără Dumnezeu care au îngăduit ca egoismul lor să fie mai mare decât nevoile celor pe care îi conduc. Așa era și atunci. Credeți că Ahab a suferit de foame în vremea aia? Nu. No. Ahab a suferit de sete? Nu. No. Păi da' lua de la toți. Cum era unul mai înstărit sau mai avea ceva? Gata. Pentru împărat, pentru patrie, pentru popor. Ai ureli. Nu suferă cei de acolo. Suferă tot cei de jos. Și așa s-a întâmplat și atunci, așa se întâmplă și astăzi. Cu toate că ni se spune din ce în ce mai mult că dacă vom fi mai cuminți și mai ascultători, o să fie bine. Numai culmea că doar unii trebuie să fie cuminți și ascultători, iar ceilalți să stea liniștiți, să meargă pe aceleași leauri și să ducă același stil de viață. Ura împotriva adevărului a devenit atât de mare încât Ilie a fost dat... În urmărire generală. A zis Ahab: Eu trebuie să scap de omul acesta și trebuie să fac tot posibilul să îl omor. Dacă îl omor pe Ilie, în momentul ăla o să vină ploaia, o să vină prosperitatea, o să vină toate lucrurile. Dacă ucid adevărul, o să o ducem bine. Însă, nu l-a găsit pe Ilie. N-a reușit să-l găsească pe Ilie, pentru că Ilie a fost condus de Dumnezeu în Sarepta Sidonului și a fost hrănit acolo, de o văduvă săracă, timp de mai multe luni sau poate chiar ani. Și în toată acea ședere a lui Ilie, în fiecare zi era ținut de providență, de puterea lui Dumnezeu și în fiecare zi Dumnezeu făcea câte o minune, mai înmulțea încă o dată un de lemn și făina. Și în o zi, și în o zi, și în o zi, și mai era parcă de o turtă, două. Și în cele din urmă, Ilie a ajuns să supraviețuiască, să trăiască în acea criză economică, politică, spirituală, și în acea foamete care bântuia peste tot. Poate că ne este teamă atunci când e să alegem între adevăr și minciună, între mincinoși și oamenii lui Dumnezeu, ne este teamă că vom muri de foame. Vreau să vă spun că nu se moare atât de ușor de foame. Corpul uman poate să reziste până la 40 de zile fără mâncare. Așa că nu este problemă, noi nu ducem lipsă din punctul acesta de vedere de resurse, din punctul acesta de vedere o ducem mai bine ca oricând. Avem atâtea oportunități, atâtea resurse, supermarketurile sunt pline, din punctul acesta de vedere o ducem mai bine ca oricând. Nu este, nu este atât de periculos să mor de foame în zilele acestea. Cel mai periculos este să Îți calci valorile în picioare pentru un pum de linte sau pentru un codru de pâine. Cel mai periculos este să renunți la libertățile tale pentru o vacanță, pentru un moment de distracție sau de divertisment, să renunți la demnitate și la integritatea ta, să fii făcut un om care nu mai gândește și să accepti doar ceea ce ți se livrează pe mijloacele media. Asta este marele pericol. Ura împotriva adevărului a devenit foarte mare. Și așa cum Ilie a fost dat în urmărire, tot așa, toți aceia care vor să rămână lângă Dumnezeu nu vor fi priviți cu ochi prea buni. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a ajuns la femeia aceasta, a trăit o anumită perioadă. Prin providență, prin minune, Dumnezeu mulțea în fiecare zi unde lemnul și făina. Și după o vreme a venit și o altă provocare. A murit fiul femeii. S-ar putea ca să apară anumite probleme atunci când stai de partea lui Dumnezeu, de partea adevărului. Și abia așteaptă cel rău să-ți impute lucrul acesta, să-ți reproșeze. Uite, vezi, ai mers prea departe cu adevărul, ai mers prea departe cu Dumnezeu, le aduce aminte oamenilor de nelegirile lor, nu este bine. Și a venit și femeia și a zis, ce am eu a face cu tine, omul ăla Dumnezeu, este atât de sfânt. Dar uite, ai venit aici și a adus aminte lui Dumnezeu de nelegirea mea, de păcatele mele. Uite, acum a murit copilul meu. Însă, Ilie, ca om al lui Dumnezeu, nu s-a pierdut cu firea și a păstrat credința. I s-a rugat lui Dumnezeu și i-a vorbit cum vorbește cineva către un prieten și a zis: Doamne, oare chiar atât de tare să întristezi tu pe văduva aceasta încât să-i omori fiul? Doar atât a zis. Și apoi spune cuvântul că s-a rugat și uh, în cele din urmă i-a adus copilul femeii. Și femeia i-a spus lui Ilie cunosc acum că ești un om al Lui Dumnezeu și cuvântul Lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Întâi împărați, capitolul 17 cu 24. Este foarte important să rămânem la adevăr. Este foarte important să ne păstrăm integritatea. Este foarte important să ne păstrăm gândirea intactă. Este foarte important să nu ne lăsăm manipulați de nimeni și să avem acea Comuniune directă cu Dumnezeu și să ne păstrăm logica și rațiunea sănătoasă. Sunt vremuri în care foarte mulți vor să profite de noi de cum ai ieșit pe ușă sau de cum ai deschis telefonul, imediat ești invadat. Reclame, cumpără asta, fă asta, ia asta, uite, fii atent, participă la webinarul acela, participă la trainingul acela, hai să-ți arăt eu cum se fac bani, hai să-ți arăt eu ce să cumperi, hai să-ți arăt eu în ce să investești și ești invadat efectiv de reclame, 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 publicitate peste tot și toți vor să-ți ia timpul, resursele, banii și viața. Și dacă nu știi clar ce vrei de la viață, dacă nu știi clar ce urmărești, care sunt scopurile, țintele și obiectivele tale, numai te vei trezi că viața ți se scurge printre degete și împlinește interesele altora. Ilie știa clar ce are de făcut. Ilie avea o misiune cât se poate de bine conturată. Știa care este chemarea din partea lui Dumnezeu, știa care este mesajul lui, știa ce are de făcut și nu s-a mai uitat nici la Ahab, nici la ceata aceea de 850 de profeți mincinoși. Nu s-a uitat la politica regală, nu s-a uitat să fie corect din punct de vedere politic. Ilie a avut un singur scop: să facă voia lui Dumnezeu și să rostească adevărul, să slujească adevărul și asta s-a întâmplat. Și în momentul în care femeia și-a dat seama că, de fapt, Ilie îl slujește pe Dumnezeu, și când a văzut acea minune, și a văzut că este autentic, că nu este vopsit, că n-a venit doar ca să mănânce pâinea din casa ei, a spus: Cunosc cu adevărat că ești om al lui Dumnezeu și cuvântul lui în gura ta este adevăr. Cuvintele acestei femei sunt foarte importante și au o greutate foarte mare. Cuvântul lui Dumnezeu, în gura ta este adevăr. S-ar putea ca noi să rostim multe lucruri adevărate din Cuvântul lui Dumnezeu sau din orice alt domeniu, dar în gura noastră ele să fie minciuni. Repet, s-ar putea ca noi să rostim multe cuvinte adevărate care în gura noastră, în viața noastră, să fie minciuni. Da, este posibil să vorbești despre bani când nu ai bani. Să înveți pe alții. Este posibil să vorbești despre succes când nu ai succes. Este posibil să vorbești despre familie când tu nu ai familie și să dai sfaturi de familie altora și să faci traininguri și să înveți sau e posibil să fii eșuat în familia ta și tu să înveți pe alții cum să țină copiii lângă Dumnezeu și să fie credincioși. E posibil ca să fii un om de o moralitate reprobabilă și să-i înveți pe alții cum să fie morali, corect și cinstiți. Da, totul este posibil. Și să rostești cuvinte adevărate care în gura ta nu sunt adevăr. Însă, atunci când cele două se îmbină, cuvântul lui Dumnezeu adevărat în gura ta și în viața ta, atunci ele devin o forță, o putere care nu poate fi Dată la o parte. Și așa s-a întâmplat cu Ilie. Așa se poate întâmpla și cu tine. Dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu în gura ta este adevărat, atunci vei însemna ceva. Vei avea putere. Dacă ele nu înseamnă nimic și doar bați din gură degeaba, atunci nu vei avea nici putere și vei deveni ridicol. Ba mai mult, vei produce indignare pentru că oamenii se revoltă și nu vor, îi sunt sătui de fake-uri. Este plină lumea de oameni falși, este plină lumea de oameni care se dau altcineva. Și de aceea, în momentele acelea, femeia a spus, în sfârșit, un om autentic, un om al lui Dumnezeu, un om care nu vinde minciuni, un om care nu trăiește în falsitate, în duplicitate. Ce a mai făcut Ilie după aceasta? Spune cuvântul lui Dumnezeu că a primit poruncă din partea lui Dumnezeu să meargă în fața lui Ahab. După trei ani și jumătate de secetă, după trei ani și jumătate în care a învățat să trăiască doar prin puterea lui Dumnezeu, prin minuni dumnezeiești, în fiecare zi Dumnezeu îi purta de grijă. Apropo, credeți că Dumnezeu ne mai poate purta de grijă? Credeți că Dumnezeu ne mai poate hrăni așa cum l-a hrănit pe Ilie? Vă spun eu, nu mai credem! cu toate bisericile, cu toată scriptura, cu toate învățăturile, cu toate predicile. Noi nu mai credem că Dumnezeu ne poate purta de grijă. Noi nu mai credem că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Nu mai credem lucrurile astea. De asta ne este frică, ne temem. Și la cea mai mică amenințare, renunțăm la adevăr, renunțăm la tot, pentru că ne este frică. Am ajuns la o anumită stare de confort și în momentul în care trebuie să rostim adevărul, începem să tremurăm. Păi, dacă pierd aia, dacă pierd aia, dacă o să-mi fie foame, dacă nu o să mai am cu ce plăti facturile și în momentul ăla începem să o lăsăm mai moale și mai ușor. Și de aceea, dragii mei, trebuie să fim conștienți că doar întoarcerea la adevăr Poate să aducă cuvântarea lui Dumnezeu din nou în viața noastră, doar întoarcerea la adevăr ne poate aduce în legătură directă cu Dumnezeu. Atâta vreme cât, cât tu încă mai ai anumite pârghii prin care să te descurci singur, bine, cu ghilimele de rigoare, că toate darurile vin din partea lui Dumnezeu, dar există o anumită economie a minunilor lui Dumnezeu. În momentul în care tu ai. Tot ce trebuie, Dumnezeu nu face minuni în viața ta. Că nu are de ce. Aduceți-vă aminte, 40 de ani Dumnezeu i-a hrănit pe israeliți în pustie, și după ce au mâncat din primele roade ale țării, Dumnezeu nu a mai dat mană. De ce? Pentru că nu mai avea rost. 40 de ani Dumnezeu i-a hrănit, în fiecare dimineață le trimitea mană, cu excepția sabatului. Dar vineri le trimitea porție dublă. Dar după aceea, când au intrat în țara canalului și au avut ce mânca, a spus gata, nu mai trebuie, nu mai e nevoie. În momentul în care Dumnezeu vede că ai tot ce-ți trebuie, pentru ce să-ți înmulțească pâinea? Ca să se strice? Pentru ce să-ți înmulțească binecuvântările? Ca să le ții doar pentru tine? Nu! Dumnezeu face economie de binecuvântări. După ce au mâncat din pâinile și peștii aceia, Dumnezeu a zis, păi ce faceți? Risipiți, strângeți firimiturile? Pentru că eu nu vreau să se risipească absolut nimic. Economia minunilor lui Dumnezeu. În moment în care ai suficient, Dumnezeu nu mai face minuni ca să-ți dea în plus. Da, că poți tu să câștigi cu resursele lui Dumnezeu în plus, asta este cu totul altceva. Dar Dumnezeu nu face minuni atâta vreme cât nu este nevoie de ele. Și așa s-a întâmplat. După aceea, Dumnezeu i-a zis lui Ilie: Du-te în pe prorocii lui Baal și a startei, pentru că vreau să readuc poporul în ascultare de mine. Și a mers acolo și le-a spus direct: Fiți atenți este predica omului lui Dumnezeu. Nu știu cum ar fi rostit uh, Ilie mesajul acesta dacă ar fi fost în Parlamentul României, sau în fața Parlamentului European, sau în fața uh, eu știu, unui summit NATO, ce le ar fi spus, poate că să-i fi luat cu doamnelor și cu domnilor și sta să vedem și pe aici și pe dincolo cu limbaj diplomatic? Nu. Țineți cont că acolo era Ahab, era împăratul lui Israel. Și în momentul în care a fost în fața lui și în fața slujitorilor și în fața acelei cete de profeți mincinoși, le-a spus așa, Până când vrei să-și chiopătați de amândouă picioarele. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Bal, mergeți după Bal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Pe ce să răspunzi când lucrurile sunt clare? Știi? Ha, am auzit într-un interviu odată, a fost întrebat premierul României: cât, cât plătiți dumneavoastră impozit? Știți care a fost răspunsul? Nu știu. Pe ce să spui când ești întrebat atât de direct? Și oamenii ăștia trăiesc într-o asemenea. Uh, într-o asemenea inconștiență, încât ei nu știu pe ce lume trăiesc. Și în momentul în care îi confrunți cu realitatea, rămân pur și simplu fără cuvinte. Și nu doar ei, fiecare om care trăiește într-o visare din asta inconștientă, ori la un nivel înalt, ori la un nivel jos, că sunt visători și la nivel înalt și la nivel jos, oamenii rămân fără cuvinte. Și a spus Ilie, până când vreți să-și de ambele picioare? Ori Dumnezeu este Dumnezeu, ori Baal este Bal. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este Bal și este Dumnezeu, mergeți după El. Un mesaj simplu, direct, foarte ușor de înțeles, fără filozofie, fără fraze, fără introduceri, fără uh, perieri din alea de cuvinte, fără uh, prea multă beletristică. Direct, scurt și la obiect. Și s-a produs efectul. Cel puțin pentru moment. Dumnezeu coboară foc din cer, Ilie se roagă, Dumnezeu mistuie jertfa, mistuie pietrele, mistuie pământul de sub altar. Oh, Domnul este Dumnezeu! Dar știți care este problema? În momentul în care vezi un om al adevărului și nu-l susții și mulțimea nu merge după el, merge tot după mincinoși, se ajunge din nou în criză. Nu știu de ce Pățim ca și în povestea aia cu găina lui Stalin, după ce i-a rupt toate penele și după ce a curs sângele din ea, găina a început să vină după Stalin în momentul în care i-a aruncat câte o, câte o boabă de porumb. Așa se întâmplă, îngropăm adevărul, dăm la o parte pe oamenii lui Dumnezeu și mergem pe aceleași cărări bătătorite, de atâta vreme. Este o ciudățenie pe care nu o putem înțelege, dar totul se întâmplă, se întâmplă și astăzi în lumea noastră. Urmăm mai degrabă pe cei care sunt asupritori, pe cei care ne mint, pe cei care ne exploatează și mai puțin pe oamenii care vor binele, pe cei care vor adevărul și pe cei care vor să-L slujească pe Dumnezeu. Oamenii adevărului sunt din ce în ce mai rari. Oamenii adevărului sunt dați la o parte astăzi. În domnia minciunii și a falsității, oamenii adevărului nu se potrivesc în peisaj. Ilie a ales să fie un om al lui Dumnezeu, un om al adevărului. Ilie a ales să spună adevărul indiferent de consecințe. Ilie a ales a ales să-l urmeze pe Dumnezeu chiar dacă urma să treacă prin suferință, prin foamete, prin încercări. Cât de dispus ești tu să fii un om al adevărului? Cât de dispus ești tu să rămâi lângă Dumnezeu? Cât de dispus ești tu să sacrifici o parte din confortul tău sau confortul tău ca să aperi adevărul lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea și nu trebuie să-mi răspunzi mie. Fiecare dintre noi trebuie să ne răspundem în relație cu Dumnezeu, pentru că aici nu este vorba de ceea ce spun eu, ci de ceea ce spune Dumnezeu. Câți dintre noi suntem gata să trăim prin credință? așa cum a trăit Ilie și cum au trăit oamenii mari ai lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune că înainte de venirea Domnului Hristos va fi o perioadă mare de criză. Va fi o perioadă în care oamenii își vor da sufletul de groază și ceea ce îi va ține va fi caracterul și valorile pe care le-au sădit în suflet și acea relație pe care o au cu divinitatea cu Dumnezeu. Ceilalți care s-au bazat pe relații, pe oameni, pe bogățiile lor, pe puterea lor, spune cuvântul lui Dumnezeu că vor alerga la stânci și la munți și vor striga disperați să cadă, să-i ascundă de mânia lui Dumnezeu. Indiferent în ce poziție socială ai fi, Dumnezeu are nevoie de tine. Are nevoie de adevăr. Are nevoie de o poziție din partea ta clară de partea adevărului. Ce fel de om ești? Ce fel de om vrei ca să fii în aceste timpuri speciale ale istoriei? Vei merge cu cei care sunt oportuniști, cu cei care caută doar avantajele personale sau vei urma adevărul? lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea. Poți fi omul minciunii, omul oportunist sau omul adevărului. Alegerea este a ta.